Pentru Partidul Democrat Liberal, eu cred că este un moment de relansare în forță a PDL-ului acesta. De ce spun asta? Am traversat perioade foarte grele, cu restricții din punct de vedere bugetar enorme, cu obstrucții în ceea ce privește legiferarea și hărțuire din partea opoziției în fiecare zi. Faptul că, în momentul de față, opoziția s-a dovedit imatură și că luptele interne au făcut ca, în momentul de față, să facă cadouri, chiar dacă nu au calculat acest lucru, trebuie să-i mulțumim lui Victor Ponta și lui Dina Antonescu pentru funcția de la Senat. Și PDL-ul este pregătit pentru intrarea în linie dreaptă în ce privește pregătirea alegerilor locale și generale. Noi susținem și suntem foarte aproape să mai facem un pas, comasarea alegerilor în toamna anului viitor, în așa fel încât să se poată lucra liniștiți, să nu fim, într-un fel sau altul, prinși nici administrația locală, nici cea centrală în alegeri, decât pe finalul lui 2012, un an greu, un an în care efectele crizei se simt tot din ce în ce mai acut și noi trebuie să fim foarte atenți și la absorpția fondurilor, și la finalizarea proiectelor, și la gestionarea cu atenție a bugetului.